ești o persoană încrezătoare și dinamică, ceri respectul pentru tine însăți și îți dorești poziții și responsabilități înalte. Îți place spectaculozitatea și drama, factori care te atrag în prim plan, unde te poți bucura de admirația și aplauzele publicului. Sociabilitate și farmec ascund o natură mândră, ambițioasă, care se străduiește să realizeze mai mult. Vrei să fii primă în tot ceea ce faci și tu să lucrezi pentru a câștiga acest statut ridicat. Imensa încredere în sine, credința neclintită în soartă și capacitatea de a rămâne concentrată asupra obiectivelor stabilite, practic îți garantează succesul în orice domeniu profesional. Ai o personalitate dominantă. Cu toate acestea, autoritatea ta se bazează nu numai pe puterea financiară sau fizică, ci pe înțelegerea adevărului vieții, esența evenimentelor și participarea personală în ele. Când comentezi ceva, știi despre ce vorbești, deoarece te bazezi pe propria ta experiență și adesea și pe cunoașterea profundă a subiectului însuși, ai toate șansele să devii un fel de mesia, urmată de ascultătorii tăi. Încheind un studiu aprofundat al unui singur subiect sau concentrându-ți eforturile strict asupra unei anumite direcții de activitate, poți părea prea simplă. În această arie specializată de interes, vei purta toate cunoștințele pe care le-ai câștigat de-a lungul anilor de viață. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: abilitatea de a ierta, dezvoltare versatilă, încredere, generozitate, decență. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență, precum și de dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu ai un rol de lider, pe care îl vei dezvolta în felul tău. Trăsăturile personale principale sunt voința și responsabilitatea. Poți deveni renumită pentru spiritul tău. În general, ești fermecătoare, temperamentală, originală. Alături de tine este întotdeauna interesant. Companionii tăi nu trebuie să te plictisească. Caracteristica ta negativă este rigoarea excesivă pe care o aplici exclusiv altora. Tu ai o atitudine în mod tradițional regală, moderat egoistă, nu suferi de suspiciune excesivă. Preferi comunicarea productivă și nu tolerezi nedreptatea. Cu cei nedrepți ești pregătită să lupți în orice situație. Ești un fel de Robin Hood. Sentimentul tău ferm de responsabilitate în multe situații conduce la comportament rigid. Trăsăturile tale distinctive pozitive sunt abilitatea de a rezolva rapid și constructiv problemele, a ieși din situații de conflict, de a organiza oamenii. Poți influența puternic mediul înconjurător, familia și societatea în ansamblu.
Acest lucru se întâmplă deoarece ai capacitatea de a exprima ceea ce simt alții, chiar devenind simbol viu al senzațiilor subconștiente ale altora. Cu toate acestea, acest lucru reprezintă un pericol grav pentru dezvoltarea propriei personalități. La un moment dat va trebui să iei o hotărâre fermă de a coborî de pe piedestalul pe care te au ridicat fanii nu întotdeauna obiectivi și niciodată să nu mai revii acolo. Poți fi numită conservatoare în abordarea ta față de viață. Poți face judecăți atât de îndrăznețe încât antagonismul este posibil cu cei din jurul tău. Din fericire ești atât de încrezătoare în tine însăți încât nicio reacție a adversarului nu va zdruncina această încredere în sine. Nu este surprinzător faptul că ești o jucătoare prin natură. Foarte des poți fi infectată fatal cu situații dificile și chiar periculoase, fără obiceiul de a te retrage până când găsești o soluție. O forță imensă, combinată cu rezistența, te ajută în acest sens. Tu nu încerci să înfrumusețezi adevărul. Îl prezinți așa cum este și o faci fără o ezitare nejustificată, îngrijorându-te mai ales de puritatea lui, dar nu de sentimentele pe care le poți provoca în altă persoană. Și totuși, dacă reușești să te cunoști mai bine, să-ți simți apartenența la rasa umană, să-ți dezvolți compasiunea și să înfrunți agresiunea, vei fi mai bine înarmată pentru a te dezvălui pe deplin lumii. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești încrezătoare, deschisă, disciplinată, extravagantă. Abilitatea de a te ridica peste ceilalți și manierele tale regale, hipnotizează mulți bărbați. În acest caz, te vei dovedi strălucitoare, puternică, carismatică, luminos îmbrăcată, o femeie de care bărbații timizi pur și simplu se tem. Cum afectează data de 26 iulie soarta ta? Destinul tău depinde de tine însăți. Dacă vei aduce bine în lume, atunci soarta te va trata favorabil. Prin alegerea căii potrivite, aducerea bucuriei oamenilor, te așteaptă o viață fericită. Dacă ești ghidată numai de propriile interese, neglijezi alte persoane, faci altora rău, te așteaptă dezamăgirea continuă. Ai o natură ambițioasă și capricioasă, te străduiești să te dezvolți singură. Dacă ești interesată de muncă, atunci toate forțele vor merge pentru a obține succes în activitățile tale profesionale. Nu te temi de încercări și eșecuri. Dispunând de o rezistență excelentă, încerci cu încăpățânare să-ți atingi obiectivele. Dacă întâmpini probleme, atunci găsești în orice fel o soluție. Ai fost curioasă încă din copilărie. Pui o mulțime de întrebări dificile. Dacă ești interesată de ceva, vei căuta să găsești o explicație pentru acest lucru. În plus, încerci să găsești o relație de cauzalitate. Ești inteligentă și bine citită. Dedici o mulțime de timp educației, dobândirii de cunoștințe. Erudiția îți permite să comunici în mod liber pe diverse teme. Ești un interlocutor plăcut care poate susține orice conversație. Ești sociabilă, fericită să faci noi cunoștințe. Prețuiești prietenii, ești întotdeauna interesată de viața lor și păstrezi legătura cu ei. Ești gata să ajuți în orice moment. Tu ai început să crești devreme. Din școală, ai dorit să fii independentă, să nu întrebi pe părinți pentru bani pentru nevoile tale. De la o vârstă fragedă dorești să fii liberă și independentă. Tu știi prețul banilor, nu-ți place să împrumuți bani. Dacă nu ești real convinsă că o persoană are într-adevăr nevoie de ajutor, nu o vei ajuta. Instinctiv ești atrasă de pericol. Într-o situație dificilă, nu te pierzi, înțelegi că nu există situații fără speranță. Ai părăsit de vreme casa părintească și ai încercat să-ți dobândești propria familie. Copiii tăi îi tratezi foarte responsabil, studiezi literatura de specialitate, participi la cursuri tematice. Familia este foarte importantă pentru tine. Tu petreci mult timp cu familia ta. Îți place să mergi și să călătorești împreună cu cei dragi. În sex, ești conservatoare, dar delicată și sensibilă. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești romantică, loială și de încredere. La început,
poți demonstra exigență și chiar dominație, dar încheiând o uniune de lungă durată, devii un partener generos și grijuliu. Alegerea unui partener de viață are o mare importanță pentru tine. Este important ca nu numai să te iubească, să păstreze gospodăria comună, dar și să fie încrezător în tine, să știi că el te va ajuta în vremuri dificile. Când comunici, tu simți ce fel de persoană este în fața ta și la ce să te aștepți de la ea. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ai aptitudini organizatorice excepționale. Cariera ta de conducere începe de multe ori cu mult înainte de munca propriu-zisă. În momentul în care ai intrat într-o clasă sau într-un grup universitar, cel mai probabil îți vei asuma datoria conducătorului. În activitățile profesionale poți ocupa poziții de conducere. Poți fi director și manager excelent. Este ușor să se lucreze cu tine, ești iubită și respectată de echipa ta. Ești onestă și deschisă. Sănătate și boli. Fie că ai primit sănătate prin natură, fie că te îngrijești singură, bolile nu au nicio șansă cu tine. Fiind foarte dinamică, trebuie să fii în formă fizică bună, altfel nu vei suporta tensiunea din activitate. Somnul obișnuit și o alimentație bună sunt greu de atins cu stilul tău de viață nebun. Sexul regulat este favorabil. Lipsa lui poate provoca iritabilitate și boli minore fizice. În ceea ce privește problemele psihologice, sunt asociate cu înaltă stimă de sine, mândria patologică. La nivel fiziologic, poți manifesta boli ale grupului orele, în mod special poți suferi de răgușală, inflamarea corzilor vocale. Cea mai bună opțiune pentru tine este să aderi la o dietă vegetariană. Exercițiul moderat, de exemplu, mersul pe jos și notul, sunt perfect combinate cu acest tip de dietă. Pentru a menține sănătatea psihologică, comunicarea caldă cu familia și prietenii este extrem de importantă. Pentru tine sporturile sunt foarte utile, deoarece ai un sistem musculoscheletic slab. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât îți îndeplinești datoriile karmice. Și aceasta înseamnă că nivelul și condițiile tale de trai vor depinde de alegerea ta, atitudinea față de lumea din jurul tău. O listă completă a datoriilor tale karmice o poți afla pe astrograma natală. Dacă vei urma calea evoluției, vei radia dragostea și bucuria în această lume, vei putea crea condiții minunate de viață pentru tine, vei găsi fericirea, dragostea și bogăția. Dar dacă dezvolți și întărești proprietățile negative ale naturii tale, îndreptându-te spre obiectivele tale, neglijând oamenii, semănând răul, te vei condamna singură la o viață lipsită de bucurie. Sfaturi pentru tine. Ai întotdeauna o mulțime de idei, dar doar o mică parte a lor este realizată. Uită-te mai atentă la ideile tale. Implementează fiecare plan și apoi vei avea mult mai mult succes în viață. În plus, fiecare proiect este timp, energie, forță de muncă. Odihnește-te din când în când și permite-le și celorlalți să facă la fel. Nu uita că ești doar o bucățică din ceea ce reprezintă întregul. Cultivă-ți umanitatea și modestia.
Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mări și țări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.